știința spirituală, regina tuturor științelor. Știința are două fațete. Una dintre aceste fațete este știința scolastică, pe care o mai putem intitula știința academică, ce include științele naturii. Această știință studiază fenomenele și legile din lumea exterioară, spiritului, cu ajutorul simțurilor sau al prelungirii lor, precum microscopul și telescopul. Cea de-a doua fațetă a științei este știința spirituală, care cercetează fenomenele și legile ce sunt legate de suflet și spirit cu ajutorul tehnicilor spirituale și prin deconectarea totală sau parțială a simțurilor. În suflet și spirit se regăsește esența tuturor formelor și fenomenelor din univers. În consecință, știința spirituală explică esența acestor forme și fenomene. De aceea, ea este fundamentul tuturor științelor și deci poate fi considerată a fi regina tuturor științelor. Adevărurile exprimate de știința spirituală, încă de acum mii și mii de ani în urmă, sunt valabile până în ziua de astăzi și vor fi valabile pentru totdeauna. Multe dintre aceste adevăruri au fost dovedite pe cale experimentală și de către știința academică. De mii și mii de ani, oamenii spirituali ne-au spus că gândurile sunt niște energii care au o forță foarte mare. Nu până de mult timp, comunitatea denumită a fi științifică ignora sau chiar ridiculiza această idee. Actualmente, știința și tehnologia au devenit atât de avansate încât pot sesiza și pot lucra cu energiile subtile din corpul uman, precum gândurile, făcând posibilă construirea de dispozitive care pot fi controlate cu ajutorul gândurilor. Aceste dispozitive au o interfață computer-creier care face posibilă controlarea lor cu ajutorul gândurilor. Sistemul cu interfață computer-creier oferă o platformă ce asigură legătura directă dintre creierul uman și dispozitivele computerului. Acest sistem transformă gândurile umane în acțiune, fără a se face uz de musculatură, prin intermediul unui număr de electrozi atașați la scalpul utilizatorului. În acest mod, deci cu ajutorul gândurilor, se poate pilota chiar și un avion. Cercetătorii de la Institutul pentru Dinamica Sistemului de Zbor de la Universitatea Tehnică din München și Berlin au realizat un sistem prin care piloții pot controla o aeronavă cu ajutorul minții. Pentru ca oamenii și mașinile să poată comunica, undele cerebrale ale piloților sunt măsurate cu ajutorul electroencefalografiei. Un algoritm realizat de oamenii de știință, de la Departamentul de Psihologie Biologică și Neuroergonomie din Berlin, permite decodificarea semnalelor electrice din creier și transformarea lor în comenzi cu ajutorul cărora aeronava se poate controla. De mii și mii de ani, oamenii spirituali susțin că universul material este în fapt iluzie. Și acest adevăr, care nu până de mult părea incredibil și care era ridicularizat, a fost confirmat de știința academică. În anul 1909, Ernest Rutherford, Noua Zeelandă, de la Universitatea din Manchester, a afirmat
că cea mai mare parte a atomului este goală, ceea ce a determinat un adevărat sistem seism în lumea științifică de atunci. În cele din urmă, oamenii de știință au fost forțați să recunoască faptul că peste 99,99% din atom este format din spațiu gol, ceea ce a dat la naștere la știința numită mecanica cuantică. Toată materia este compusă din atomi. Atomul este format dintr-un nor de electroni ce orbitează în jurul unui nucleu compus la rândul său din proton și neutron. Mai puțin de 0,01% din fiecare atom este compus din proton, neutron și electron. Restul de 99,99% este spațiu gol. Dacă tot acest spațiu gol ar fi eliminat din specia umană, restul de materie care ar mai rămâne din toată umanitatea ar încăpea într-un spațiu de dimensiunea unui cub de zahăr. Dacă ținem cont de faptul că nici măcar microparticulele, deci nici electronii, nici protonii și nici neutronii nu sunt materie, ci pachete de energie, atunci ne dăm seama că universul material nu este solid, ci este într-adevăr iluzie, așa cum susțin oamenii spirituali de mii și mii de ani. Oamenii de știință se apropie din ce în ce mai mult de adevărurile susținute de oamenii spirituali. Astfel, fizicianul olandez Gerard Hof de la Universitatea Utrecht din Olanda a propus principiul holografic, care sugerează că întregul univers ar fi în fapt o proiecție holografică. Noțiunea de hologramă provine din două cuvinte grecești: halos, egal întreg, și gramma, egal mesaj. În consecință, universul este informațional și nu solid. În cartea sa, Textura Universului, fizicianul american Brian Greene spune: tot ceea ce vedem și experimentăm, ceea ce noi spunem că reprezintă familiara noastră realitate tridimensională, poate fi doar o proiecție de informații stocate pe o suprafață bidimensională, minusculă, aflată la mare distanță, similar modului în care informația unei holograme este stocată pe o bucată subțire de plastic. Tind să cred că da, această lume tridimensională este un fel de iluzie și că adevărata realitate este realitatea bidimensională de la suprafața Universului. Un alt adevăr incredibil pe care știința spirituală îl afirmă este faptul că tot universul se află încorporat în ființa umană. Și acest adevăr este dovedit pe cale științifico-academică. Pentru a-l înțelege, ar fi bine mai întâi să știm că dacă divizezi o hologramă în două părți și iluminezi cele două părți cu ajutorul unui laser, vei constata că fiecare parte conține întreaga imagine inițială. Să-ți ofer un exemplu concret. Dacă avem o hologramă a unui trandafir și dacă divizăm această hologramă în două jumătăți, atunci fiecare jumătate a hologramei va conține imaginea întreagă a trandafirului. După cum am văzut mai sus, universul însuși este o super hologramă. În consecință, toate părțile universului conțin în ele imaginea întreagă a universului. Ființa umană este o parte a universului, deci conține în ea imaginea întreagă a universului.
În consecință, trupul uman conține și el, ca orice parte a universului, tot universul în sine. La aceeași concluzie se ajunge și dacă ținem cont de faptul că universul este fractal. Fractalitatea este o noțiune complexă și de aceea ea nu poate fi definită. Ea poate fi recunoscută numai prin intermediul caracteristicilor sale. Una dintre caracteristicile sale este autosimilaritatea. Autosimilaritatea înseamnă că o parte a unei forme este similară cu forma completă din care provine. Pentru a înțelege în mod rapid autosimilaritatea, poți să te uiți la o ferigă. Crengile ferigii sunt asemănătoare cu feriga. Trupul uman este o parte a universului, iar universul este fractal. De aici rezultă faptul că trupul uman este în fapt o versiune mai mică a universului. După cum observi, atât caracteristica holografică, cât și cea fractală a universului ne conduce la aceeași concluzie, și anume la faptul că trupul uman conține în sine tot universul. Știința spirituală a afirmat dintotdeauna faptul că dacă un om meditează regulat și pe o perioadă lungă de timp, ființa umană se iluminează. Această iluminare trebuie înțeleasă ca fiind atât o iluminare spirituală, cât și o iluminare astrală. Iluminarea spirituală constă în eliminarea tuturor iluziilor, tuturor concepțiilor greșite și a tuturor deprinderilor eronate, acumulate în timpul vieții de la mediul social în care persoana trăiește. Prin eliminarea acestor iluzii, concepții greșite și deprinderi eronate, omul poate accesa din nou cele mai bune caracteristici ale sale. El poate accesa din nou înțelepciunea, inventivitatea, creativitatea, iubirea necondiționată și puterile magice cu care s-a născut. Prin iluminarea spirituală, omul devine stăpân pe simțurile sale materiale și poate decide în mod conștient asupra gândurilor, vorbelor și faptelor sale. Prin meditație regulată și de lungă durată, se produce și iluminarea astrală. Iluminarea astrală constă în producerea de lumină în interiorul ființei umane. În cazul în care un om, ce nu a meditat niciodată, închide ochii, el va spune că nu vede nimic. Aceasta nu este adevărat. Când închide ochii, el vede întunericul astral. Spiritul său este întunecat de neștiință. Cel care meditează și al cărui ochi magic este vizibil, va remarca în interiorul lui lumină și nu întuneric. În timpul meditației, glanda pineală, denumită și ochiul magic sau al treilea ochi, produce fotoni astrali care iluminează interiorul ființei umane. Acest fenomen începe să fie cunoscut și de către oamenii de știință. În această glandă se regăsesc proteine care sunt implicate în procesul de fototransducție, adică sensibilitate la lumină. Prezența acestor proteine în glanda pineală face posibilă apariția de fenomene fotice, ca spre exemplu sclipiri luminoase. În glanda pineală își fac apariția anumite cantități de fotoni printr-un mecanism încă necunoscut,
așa cum a sugerat filozoful, matematicianul și omul de știință francez René Descartes în lucrările sale. De ce este corpul uman dotat cu un al treilea ochi în care are același țesutul și același mecanism sensitiv la lumină ca și retina, dacă înăuntrul nostru nu există nimic de văzut? Ce vedem noi de fapt atunci când visăm, atunci când avem experiențe extracorporale și atunci când ne vin în minte imagini? Ce credem noi de fapt atunci când visăm, atunci când avem experiențe extracorporale și atunci când ne vin în minte imagini? De ce erau oare culturile antice din toată lumea atât de obsedate de glanda pineală și susțineau că ea este centrul psihic al viziunii? Într-un studiu din anul 2002, publicat în jurnalul Bioelectromagnetics, Baconier a găsit acest răspuns. El și asociații săi au făcut disecții pe 20 de glande pineale de origine umană. În aceste glande pineale, ei au găsit 100 până la 300 de microcristale pe milimetru cub ce pluteau în interior. Aceste microcristale erau preponderent alcătuite dintr-un mineral numit calcit. Un astfel de cristal are o lungime de 20 micromilimetri, o formă de hexagon și este foarte asemănător cu cristalul numit otolit sau otoconium, ce se regăsește în urechea internă. Aceste cristale din urechea internă sunt piezoelectrice, ceea ce înseamnă că ele se extind sau se contractă în prezența unui câmp electromagnetic. Cristalele piezoelectrice sunt folosite în stațiile radio. Undele electromagnetice, care sunt peste tot în jurul nostru, produc expandarea și contractarea continuă a acestor cristale. Aceste mișcări ale cristalelor pot fi amplificate și transformate în sunet. Microfoanele au cristale piezoelectrice care culeg vibrațiile și le transformă în curent electric. Unele cristale piezoelectrice emit diferite cantități de lumină în diverse culori. Acest proces de emitere de lumină în culori diferite se numește piezoluminiscență și piezocromism. Glanda pineală este un organ spiritual care este destinat a fi legătura prin care ființa umană se poate conecta la câmpul energetic primordial pe care oamenii spirituali îl denumesc energie divină, prana sau chi. Wilhelm Reich denumea acest câmp energetic energie orgonică. Fizica cuantică intitulează acest câmp energetic primordial cu sintagma câmp unificat. Unii cercetători îl denumesc eter, alții îi spun câmp sursă, câmp de torsiune sau unde torsionare. În timpul meditației, ramura susținătoare a glandei pineale începe să vibreze, producând astfel o pulsație în creier. Această pulsație duce la deschiderea ochiului magic, care arată ca o lumină interioară rotundă. După meditații profunde, regulate și de durată, apare în interiorul ființei umane, chiar în dreptul frunții, o lumină. Trebuie menționat că întunericul și lumina din exteriorul nostru sunt de natură fizică. Întunericul și lumina din interiorul nostru sunt de natură astrală. Descoperirile științifice recente în domeniul glandei pineale
conțin indicii puternice ce susțin că această glandă ar fi fotosensitivă sau ar putea chiar produce lumină. Desigur, acest lucru este adevărat, deoarece în timpul meditației se produce lumină. Această lumină este diferită de lumina fizică din exteriorul nostru. Ea este de natură astrală. Aceleași descoperiri științifice mai spun că glanda pineală pare să aibă o legătură cu retina. Din experiențele mele de meditație, știu că atunci când meditez, concentrându-mă asupra unei flăcări de lumânare, ochiul magic apare mai repede decât atunci când meditez fără lumânare. Este posibil ca lumina lumânării sau orice altă lumină exterioară să acționeze inclusiv asupra fotoreceptorilor din glanda pineală, provocând astfel deschiderea ochiului magic. Este foarte interesantă informația, conform căreia glanda pineală are emite lumină în diferite culori, proces denumit piezocromism, deoarece, în anumite momente de meditație, lumina gălbuie care apare în zona frunții se transformă în scântei de lumină de culori diferite. Glanda pituitară, numită și hipofiza, participă și ea la procesul de iluminare a ființei umane. Afirmațiile științifico-academice nu pot descrie în mod precis și exhaustiv formele și fenomenele din univers, deoarece aceste forme și fenomene sunt infinit de complexe și toate sunt interconectate între ele, ceea ce face imposibilă descrierea lor în mod exhaustiv. În consecință, aceste afirmații trebuie în continuu completate, corectate, modificate sau chiar înlocuite. Adevărurile și învățăturile spirituale sunt însă eterne și infinite în profunzimea lor. Adevărul este energetic și nu poate fi nici el exprimat în mod exhaustiv în cuvinte. Cu ajutorul cuvintelor, știința spirituală indică spre sursa energetică a adevărului. Pentru a te apropia de adevăr, mai mult decât permite limbajul uman, poți folosi imaginația, intuiția și meditația. În clipa în care un om se cuplează la sursa energetică a adevărului, el se iluminează. Știința spirituală provine din sufletul omului. Ea este infinitatea exprimată în cuvinte limitate și te conduce cât mai aproape de adevăr. Practicarea spiritualității, deci practicarea meditației, a posturilor corporale și a respirației conștiente, face posibilă cuplarea ta la adevărul energetic. Înțelegerea acestor adevăruri și învățături înseamnă capacitatea de a le aprofunda în continuu prin observare, imaginație, intuiție și analiză introspectivă proprie. Ele pot fi în continuu aprofundate, deoarece sunt infinite. În acest mod, îți dezvolți inteligența și intuiția. Datorită faptului că știința spirituală exprimă adevăruri eterne și infinite în profunzimea lor, ea poate fi considerată pe drept cuvânt ca fiind regina tuturor științelor. Această carte descrie drumul spiritual spre adevăr, spre a-ți găsi sensul tău în viață. Aceste informații decurg din experiența mea de viață și câștigată prin practicarea tehnicilor spirituale timp de peste 20 de ani. În această carte destănui multe secrete spirituale care sunt tuturor încă necunoscute. În plus,
ofer cele trei chei ale măistriei spirituale: cheia fundamentală, cheia mentală și cheia practică. În cadrul capitolului cheia practică a măistriei spirituale, printre alte tehnici, descriu tehnica cu ajutorul căreia se poate activa focul coccigian, care este fundamentul dezvoltării spirituale și care conduce la eliminarea tuturor fricilor și la vindecarea completă a trupului uman. În acest capitol descriu și tehnica autotrofică. Tehnica autotrofică conduce la autotrofie. Autotrofia este capacitatea ființelor de a se hrăni în mod preponderent sau în mod exclusiv cu energie.